iubire, pasiune, respect, familie. Acesta este visul ei, visul meu, visul tău. A venit momentul să mă prezint în fața voastră cu ultima provocare din cadrul concursului Face Awards. Lucid Dreams a fost o provocare pentru mine, a fost o provocare în adevăratul sens al cuvântului. Au fost momente în care mi se părea că nimic nu merge bine, că nu voi reuși să duc proiectul la bun sfârșit. Au fost momente în care am fost nervoasă, în care mi se părea că nimic nu este așa cum vreau eu. Dar mult mai multe au fost momentele frumoase, în care m-am încărcat cu o energie pozitivă transmisă de oamenii din jurul meu. Cu ajutorul lor am reușit să construiesc totul pas cu pas. M-ați încurajat și mi-ați susținut ideile. Ați fost alături de mine. Ați avut încredere în mine. Fără voi n-aș fi avut nimic. Mulțumesc! Pentru a crea acest concept, m-am folosit în mare parte de vopsea pentru face painting. Pentru detalii fine, folosesc NYX Professional Makeup White Liquid Liner și Epic Ink Liner în nuanța Black. Am nevoie de puțină profunzime și mă folosesc de pigmenți. Mă folosesc de NYX Professional Makeup Shimmer Down în nuanța Platinum și de NYX Professional Makeup Pigment în nuanța Ego Static.
Fița machiajului o trasez cu un creion alb, NYX Professional Makeup Full White, în nuanța Lavender Blush. Pentru umbre și dimensiuni, folosesc NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette în nuanța Cool Neutrals. Pentru accentele de culoare, mă folosesc de NYX Professional Makeup Color Mascara în nuanța Mint și NYX Professional Makeup SFX Cream Color Facing Body Paint în nuanța Yellow și Orange. Pentru cel de-al doilea machiaj, cel de îmbătrânire, mă folosesc de latex lichid, de fond de ten, pudră, farduri. Mulțumesc NYX Professional Makeup pentru șansa de a participa la acest concurs, pentru toată experiența aceasta, mulțumesc sponsorilor, mulțumesc jurului, mulțumesc tuturor persoanelor care mi-au transmis gânduri bune și au fost alături de mine, mulțumesc familiei și prietenilor mei. Ma, și nu mai are o treabă. Eu care mi-am brațe. Nu așa. Asta-i...